Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip cu Euro Truck Simulator 2. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile și feedback-ul pozitiv din celelalte videoclipuri. Nu mă așteptam la un feedback atât de bun pentru acest joc. Un lucru care doar mă motivează și mă face în continuare să continui seria și să aprofundăm, ca să zic așa, anumite subiecte în acest joc. Bineînțeles, eu în continuare sunt la început și încerc ușor ușor să avansez, ca să zic așa. Și bineînțeles, tot ajutorul vostru și toate sfaturile voastre sunt cu mult apreciat, cu mult mai mult apreciate decât credeți voi. Dacă le lăsați în comentarii, eu le citesc pe toate, pe toate, chiar dacă nu răspund la toate, eu pe toate le citesc, asta vă asigur. Stai să vedem. Am observat că cu plăcere ritmul susținut dezvoltarea cu noastră și-a dorit să vă spun această lecție. Drept urmare, linia de credit a fost extinsă de 500.000 de euro. Puteți beneficia de aceste sume în orice moment, accesând sediul local al băncii. Și ce am făcut? V-am promis că mai fac încă o cursă. Și am făcut. Și am 125.000 de euro. Mulți dintre voi a spus în comentarii că Scania ar fi de totuși de luat în seamă și Volvo. Foarte mult ați spus chestiile astea. Hai să urmăm de la capăt și să zic, suntem la început de drum. Sunt la început de drum, așa că de ce nu să trecem prin mai multe? Poate sunt lucruri pe care unii dintre voi le-ați omis, sau poate sunt lucruri pe care le învățăm împreună, sau poate sunt lucruri pe care le învăț de la voi. Pentru că și asta am făcut din comentariile trecute și vă mulțumesc frumos. Vrem să cumpărăm totuși un tir. Înainte de asta, mă gândeam să mă duc în Pitești să caut reprezentanța Scania. Pentru că, din când am înțeles din comentarii, acolo este. Hai să vedem, am luat deja o cursă care este în Pitești. Mă trebuie să mă duc în nu știu unde. Dar hai să vedem. Cursa din Pitești, unde este F5-ul ăla pe tastatură? A, este chiar lângă mine, cred, nu? Acel semn al întrebării. A, așa. Pe unde trebuie să ies pe aici? Cred că mă învârt în cerc acum. Da, o să mă învârt în cerc, stai mă. Că pe aici nu pot să ies. Cred că pe aici trebuie să ies din depozit. Ia să vedem. Da, hai să o luăm pe aici, ca să ne fie mai ușor să o luăm curba. Că sunt foarte multe materiale depozitate aici de construcții. Stați că eu am uitat că dacă pun prea mult frână, opresc la un moment dat. Dragilor, dacă seria aceasta, în primul rând, dacă seria aceasta beneficiază în continuare de suportul vostru pe care l-am primit și a fost super bun și mare, o să mă gândesc serios să achiziționez un volan, ca să facem lucrurile și mai interesante și mai realiste. Da, n-am luat cea mai bună curbă, dar e bine că am fost singur pe stradă. Hai, câteodată se întâmplă asta și în realitate, cam an, adică nu tot timpul ei poate cea mai bună decizie, cea mai bună curbă. Uite, mă, Scania, da, mă, deci asta a fost. Hai să mergem. Să vedem ce putem să cumpărăm de la Scania. O să fie foarte interesant. Ia să vedem. Și Scania are 360 de cai și costă 112. 360 de cai și costă 113. 370 de cai și costă 117. 480 de cai. Stay next level shit.
Mamă, ce tare ăsta. Văd că cel mai scump alor e de 300 de mii. Stăteam și mă gândeam, știți că banca ne-a zis că putem să luăm 500 din bancă? Să iei cel mai șmecher de la Scania? Da, dar n-avem noi curse ca să luăm pe cel mai șmecher. Bine, hai să ne revenim la realitate puțin. Deci avem așa. Avem 360 de cai de la Scania cu 112.000 de euro. Nu e de luat. Avem același cu 113.000 de euro. Așa, după aia urcăm puțin la 370 de cai. La fel, e același. Și după aia 400 deja ne-a rupt la bani. Deci, ca să zic așa, cea mai bună ofertă al Scaniei este 370 de cai cu un rezervor de 1000, aproape 1300 de litri, o tonă 300 și 117 euro. Hai să vedem că Mercedes-ul pe care noi l-am văzut data trecută. Ok. O să vedem. Am descoperit Scania, putem să o comandăm de pe net. Deci nu va fi o problemă. O să încercăm să... O să facem cursa asta pe care am luat-o, oricum trebuie să o facem. Așa, stai că întorc și eu încerc să întorc mai bine, dar... Mă uit la trailer. Știu că am primit și feedback de la unii dintre voi pe Discord chiar, că de ce nu-mi pun oglinzile așa, gen. Stai că am apăsat pe avarii, dar i-a făcut dreapta. Da, e bine, e bine, e bine. Bun. În loc să fac semnalizare, am apăsat pe avarii. Dei, 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 repede că e verde. Dei, 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 dei,
Pentru că nu mi se pare realistic așa. Tu când mergi efectiv, uleu, și unde trebuie să fac aici? Stați. F5-ul. Bun, așa. Tu când mergi în în tir, nu mergi așa. Și te uiți doar în parbriz. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta ca să vezi despre ce e vorba. Adică de asta dau cu mouse-ul, că pare mai realistic. Și dacă tot e vorba că acesta este un simulator pentru a conduce camioane, mamă, dar ce volan miștoare asta. Asta ce e, mă? Ce marcă e asta? Bun, ne uităm în retrovizoare, nu vedem pe nimeni, semnalizăm frumos și ne băgăm pe bandă. Bun, foarte bine. Aici suntem pe autostradă, avem voie să mergem cu 100 de km pe oră, rupem asfaltul, cum s-ar spune. Dacă stăm să ne uităm pe hartă, va trebui să ajungem aparent în Galați. Sau, da, în Galați, da, în Galați, da. Deci trebuie să dăm de la Pitești la Galați. Aparent o să o luăm prin București pe centură. După aia mergem pe DN sau pe autostradă aici. Stai, mă, că eu vorbesc prostii, că ăla e spre Brașov. Dar nici nu se vede autostradă aici, nu? Cred că cel... A1... Asta cred că e DN. DN, probabil, dar nu știu ce DN. Vedem, vedem după aia. Dar îmi place, îmi place afișajul acestui... ia stai așa că vreau să văd... Stai, scuzați-mă pe mine. Hopa, stai că mișc benzile așa de... Asta e poliția, fiți atenți. Stai așa că dacă ne punem în fața poliției... Bună ziua, domnule, mergem liniștit, să știți, adică... Uite-l pe ăla, ia-l pe ăsta. Stai așa că vreau... Scania, mă, ăsta e Scania. Ok. Uitasem. Deci chiar uitasem. Deși aveam impresia că e Scania. Hopa, stai așa. Bă, arată bine Scania asta în interior.
Și îmi place tare mult că am afișajul, am navigația în interior. Mie îmi plac foarte mult ăștia. Și să știți că îmi place mult volanul. Îmi plac cusăturile alea, cum sunt croite acolo. Deci îmi chiar îmi place. Să mă uit în laterale, că eu mai fac că nu mențin bine banda și... Bă, uite, chiar mi-aș dori să urc la volanul unei mașini de genul ăsta într-o parcare, ceva, și să văd cum se simte să miști mastodontul ăsta. Deci, sincer, chiar mi-aș dori. Eu n-am permis pentru așa ceva, deci nu-mi permit să o fac pe drumuri publice. Dar într-o parcare, parcă mi-aș dori să văd și eu cum e, adică nu să plec cu ea, să mă învârt odată, să o parchez, să... ceva de genul ăsta. Ăla e Audi, acum arată. Un Audi A6, dacă nu mă înșel. Olulu! Stai. Nu e nimeni, Doamne. Cum intrăm? Ușor, ușurel, aici semnalizăm. Bun, ne uităm, stat așa că din conversații... Frumos, frumos, elegant, mergem spre centura Bucureștiului, deja am ajuns în București, oh my fucking god, e tare. Bun, oare în meniul principal, în display-ul principal pe care îl văd eu aici, merge să umblu? Sunt curios. Cum stăm cu... Oho, avem benzină full! Trebuia să semnalizez-o mai devreme, dar... Cer scuze pentru asta, dar... Ne-am încadrat bine în bandă, ne-am încadrat, da... Foarte bine... Vine cineva din stânga, nu, pe lângă noi, nu... Bun. Da, deci pe cum ziceam, uite, mă uit pe mașină și o iau pe arătură. Uite, poliția, comuniția. Nimeni nu poate să oprească Scania. Privește bine cum mă duc pe lângă tine. Și dacă ai putea, ai accelera. Ai grijă ce faci, pe unde debarci. Bă, da, ce mă asta? De ce fac stânga că trebuia să fac dreapta? De fapt, de ce fac dreapta că trebuia să fac stânga? Oh my fucking god, dude. M-am zăpăcit, m-am bâlbuit, m-am emoționat tot. Ia uite ce frumos e ce l-a editat mai depozitul, nu? Și apare. Bun. Ajungem imediat în 3 ore și 27 de minute. Bă, nu e chiar așa aproape Galați acum, să nu exagerăm, vă dați seama că e destul de departe. Dar v-am spus că îmi place mult volanul, deci chiar îmi place mult volanul ăsta. Suntem cu 90 la oră, trebuie să o luăm mai ușor că... Deci dacă... Opa, stai coloră pe trotuar. Aia e poliția din față. De că nu mă uita să-mi fac dreapta așa direct, omor oameni pe aici. Bine, că nu e, n-aveam viteză, da. Deci linia continuă, nu pot să mă mut înapoi pe linie din dreapta, ești nebun? Banda din dreapta. Pare așa că e destul de... Eu n-am cunoscut niciodată un Jeep. Sau stai să trec pe partea dreaptă ca să... Nu e nimeni. Ok, mergem. N-am cunoscut niciodată un Jeep. Ia uite, trebuie să mă mut înapoi. A, bă, nu. N-am cunoscut niciodată un Jeep. Ce? Trebuie să fac stânga aici? What? Stai că nu vreau să iau să ia fața. Că sunt eu neatent. Nu m-am uitat pe radar. Ziceam că n-am condus niciodată un Jeep sau ceva de înălțime, un autoturism de înălțime, și mi-ar plăcea tare mult să văd și eu cum se vede.
Ai de mă, m-a făcut să opresc firar să fie. Stai că... Îmi pare rău, dar trebuie să iau curba asta, că altfel dau în semnele alea. Cer scuze pentru... Că v-am oprit din deplasarea dumneavoastră, dar acum puteți să vă duceți cu CC-ul dumneavoastră liniștiți pe lângă mine. Merg cu 50 de kilometri eu. Am înțeles. Ia stai așa. Parcă după C îmi puneam, nu? Stați-mi și mișto, e făcut ăsta în interior. Pot să-l văd în interior și pe ăsta. Deci să nu dau cu el de pământ, că mă cam apropii de el. Deci se vede încă din joc. Și mișto e să conduci așa la înălțime. Și mi se pare super mișto că jocul poate să-ți dea acest feeling. Că efectiv vezi cum e să conduci la înălțime. Opa, ce faci, Dodiță? Ce să-ți fac, bobiță? E vina mea, eu am fost pe banda mea. Trebuia să te încadrezi, să accelerezi sau să frânezi. Asta e, ce să fac acum? Ce să-ți fac? Da, se vede totuși. Simt că totuși sunt la înălțime. Și asta îmi oferă totuși o experiență de joc destul de bună, pentru că eu obișnuit în mașina mea care este berlină. Apropo, știu că parcă m-au întrebat. Eu am o Skoda Superb din 2020. Anul trecut în iunie mi-a venit. Stați să reducem viteza că intrăm într-un oraș. Și dacă după colț apară poliția... Am și ieșit. Asta a fost sat. Coșerin. Dar ce mișto arată fix... ca și semnele noastre. Bă, dar eu sunt puțin răgușit azi. Este de la live-ul pe care l-am făcut, de la live-urile pe care le-am făcut ieri. Pentru cine vede acest videoclip în altă zi, e vorba de o zi de duminică. Am făcut 3 live-uri, 2 de FS și 1 de Farming Together. Opa, ăla s-a auzit puțin pământul, dar asta e. Aici nu trebuie să cedăm. Trebuie să mergem în continuare. Călați în față. Mamă, dar m-am dus mâncavaș gura voastră. Cu o viteză de asta de... Da, m-am asigurat, n-a venit nimeni, da? Mamă, dar nu cred că asta se de răgușit. În curând trebuie să caut acum niște medici și în curând o să iau o pauză de gameplay-uri. Nu știu, mă tot gândesc ce să fac pentru că nu o să pot să vorbesc. Eu nu mi-aș dori să-mi iau o pauză pentru că o să fiu acasă. Dar uite, puteți să lăsați voi o propunere jos dacă credeți că în săptămâna respectivă sau în primele 3-4 zile ale săptămânii respective aș putea să fac niște videoclipuri cu o muzică pe background și un gameplay în care eu fac misiuni și livrez. Vă întreb pentru că nu știu mai exact care ar fi părerea voastră, feedback-ul vostru, și aș vrea să vă cer părerea înainte de... Ce mă enervează că este foarte greu să miști ditamaina mila de tir și trebuie să pun aproape frână de tot ca să pot să intru. Bine, ar trebui să totuși să pun o frână mai dinainte, în așa fel încât să vin ușor așa din inerție ca să nu mai opresc de tot, dar ne specializăm și în așa ceva, schimbăm banda, semnalizăm, ne asigurăm, asta e. Foarte bine, strikerule, bravo. Bun.
Dar în continuare aș vrea să admir puțin această cabină. Îmi place că are inclusiv lumini ambientale. Pare că se vede că e un camion destul de șmecher. Nu știu, voi ce știți despre acest interior? Este nou? Sau este destul de vechi și e din anul ț? Pentru că mie mi se pare destul de modern. De-aia vă întreb. Chiar îl analizez în detaliu pentru că chiar îmi place. Mă uitam. E destul de în spate. Sunt destul de în spate scaunele. Mă uitam la scaune. Dacă mai poți să te duci în spate cu ele, că în spate avem patul de dormit. Dar aparent, din câte văd eu, sunt destul de spate, deci ai loc. Mă gândesc așa, ca și șofer de tir. Uite, iarăși apelez la voi, cei care sunteți șoferi de tir și mergeți pe aceste mamut, elefant, mașini. Cât de confortabil sunt aceste interioare? Cât de mult poți să te joci cu scaunul pe care tu stai? Cât de mult poți să-l configurezi? Că tare sunt curios. Pentru că mă gândesc că ca și șofer, mergând foarte mult, ar cam trebui să stai destul de lejer, de confortabil, în așa fel. Opa. Ok. Acum am văzut poliția, au văzut. Voiam să văd câți kilometri am pe oră, dar eram bine, eram bine. Am știut să-mi păstrez, vezi? Vedeți? Efectiv a intrat așa puțin în reflex acum viteza. Bine, acum am depășit-o, da. Am depășit-o voit, că efectiv am vrut să merg puțin tel mai tare. Dar vedeți că tirul din față merge cu mult mai mult decât mergem noi. Uite, am 90 de km pe oră în momentul de față. Și tirul din față, ia stai că îmi pune frână. Nu cred că, dacă asta e poliția care trece pe lângă noi, când nu mai avea nicio șansă. Cred că mă lua. Opa, asta e așa că dau cu remorca pe, să iau curba asta mai așa mai frumos, mai bine. Mai avem 31 de kilometri, ajungem imediat. Bă, nu, era la Galați? Eu vă zic că trecură și de Buzău. A, bă, da, la Galați. Asta e, mă, că Buzău era, Buzău e mai jos, stați așa. Cred, nu? Mai jos. Oricum știu că e mai în stânga, așa, spre munți. Așa. Aș vrea să-l depășesc pe ăsta. Ok, bun. L-am depășit. Destul de elegant. Mi-a fost puțin teamă acolo că facem un accident, de ce să vă mint. Dar apropo de ce mașină m-am gândit să-mi cumpăr până la urmă, ce tir m-am gândit să-mi cumpăr. M-am dus repede că am văzut că e liber. N-am mai stat. Am trecut, ați văzut, dar n-am obligat pe nimeni să încetinesc. Stai așa că am uitat semnalizarea. Și mă tot cam duc spre Mercedes, dar interiorul acestei Scania m-a cam întors puțin așa din drum. Vreau să văd și interiorul unui Mercedes. De fapt, eu aș putea să văd interioarele lor. O să mă duc din nou în showroom-urile lor să văd dacă pot să văd interioarele. Că nu știu dacă Scania ăsta este fix ăla pe care eu mi-l permis să-l iau. Frână. Bine că nu e nimeni în spate. Mă uitai și nu e nimeni. Că nu e ok să pui o frână de asta așa bruscă timp ce mergi. Ce facem ăsta? Unde mă duce?
Trebuie să o luăm pe centru și că... Vedeți? Asta, de asta ziceam că dacă dai frumos... dacă merge așa destul de lean, pot să... am timp să mă bag, am timp. A, dar stai că nu asta trebuia să fac, nu? Ce trebuie să fac? Aici? Nu e aici, dar am descoperit Iveco. Hai să descoperim puțin Iveco. Am văzut că nu e aici. Știu că trebuie să mă întorc, dar dacă tot am ajuns, hai să descoperim Iveco. Magazinul este închis. Nu-i problemă, eu vreau doar să-l descoper. Mă, nici Iveco nu sunt rele, nu? Vă, ce părere aveți? Eu tot am văzut o groază de camioane Iveco. Voi dacă ați fi să nu aveți bani, da? Rețineți puțin problema, da? Datele problemei. Dacă ar fi să nu aveți bani, ce firmă de tir v-ați lua? Pentru că asta e mai aproape de adevăr, știți? Că eu am văzut că voi ați scris în comentarii Scania, Volvo, cele mai bune, da, mă, eu înțeleg, Scania, Volvo, da. Totuși, Scania și Volvo sunt niște firme scumpe, nu? Bine, ce e drept, firmă scumpă, dar tot au gen și ei niște prețuri accesibile pentru toată lumea. Așa, mă mut înapoi pe bandă, pe prima bandă ca să... Așa, și aici, în continuare. Bun. A, ajungem imediat, că mai avem 24 de kilometri. Asta înseamnă că dacă mergem destul de repede, bine, dar sunt intersecții aici și uite, de asta vorbeam eu. Bine mă, când a venit nimeni. Așa. Asta, de asta vor. Ce e asta? Îmi apare o eroare în bord? Eu acum am văzut, ce cu eroarea aia? E un semn de exclamări în bord. Am făcut eu ceva greșit? Ceva ciudat. Nu mai am eroarea în bord. What the fuck? Ce s-a întâmplat oare? Ia uite, mă, ce frumos intru în sensul girator, așa. Ce? Ce mișto se mișcă volanul. Mi-ar plăcea ca... să joc totuși cu un volan acest joc. Dar încă nu sunt hotărât să-mi cumpăr. Nu este ceva care e prioritar pentru mine acum. Dar cu siguranță, dacă o să cumpăr volanul respectiv, o să și joc Farming Simulator cu el, vă dați seama. Și cred că nu numai, o să joc multe jocuri cu el. Poate chiar o să mai jucăm și alte jocuri de mașini, poate de curse. Who knows, dacă și vouă vă plac, eu o să fiu up to it. Terminalizăm și noi frumos. Ia uite, l-o pe la Astra. Bă, să știți că mie mi-a plăcut mult mașina asta când a apărut. Mi s-a părut super drăguță. Dar de atunci și până acum mi-am schimbat puțin vreau să zic orientările, dar părerile. Sau părerea, orientarea, părerea. Tot nu sună bine cu... ce greșeală.
Ce greșeală. Domne, să știți că dau puțin cu spatele, da. Așa, mă scuzați, sunt începător. Accept toate înjurăturile, ce să facem acum? Bine că nu le aud și ați închis acolo. O, domne, și tu stai așa cu golful tău că... Nu-i ușor nici pentru mine, lasă-mă așa puțin, că acum învăț, mă. Sunt puțin emoționat aici. Uite, vin după mine, uite, făcut și coadă, ești nebun, nu e prea bine. Bun, parcarea. Cel mai interesant lucru al acestui joc este parcarea, nu? Ziceți voi. Mi se pare că îți oferă o experiență destul de frumoasă parcarea asta. Hai să facem de ceva de genul mai așa. Am o remorcă destul de mare din câte știu. Așa. Și acum să vedem. Deci dacă o parchezi din prima, îmi da naibii de bun. N-am parchet eu foarte bine. Am dat din greșeală aici. Uite, iar am dat din greșeală. Bă, în realitate nu încurci W-ul cu S-ul, da? Bine, deși am mai auzit eu pe unii că au încurcat accelerația cu frână. Cam trist pentru ei. Perfect, perfect, ia să ne uităm. Du-te, mă, de aici. Bine, puteai, uite, mai puteam ceva de genul așa. Du-te, mă, de aici. Uite, chiar așa. A? Nu, stai. Cred că asta ar fi. Bă, dar nu pot să dau. Bă, uite asta, da. Frumos. Așa. Ce-am făcut, mă? Stați așa că am apăsat pe R de la radio. Gata, s-a cuplat. Ia să vedem. Pac, pac, pac. Excelent! Deci, nu am mai, s-a mai pus faptul că... mai intram pe borduri, puneam frână când nu trebuia, marfă fragilă... Punctualitatea livrării, conducere economică nu ne interesează foarte mult. Cred că trebuie să creștem puțin distanța. Nu știu dacă să mai bag acum marfă fragilă. La nivelul 1, acces transportul fragile, celelalte recompensă crescută pentru livrare de mărfă fragile, dorilor bonificații experiențe pentru livrare, așa și aici ce ar fi? Livrări la cel mult 550 km plus 10% recompensă pentru distanțe livrări mai mari. Aici facem, da. Bun, și a venit momentul mult așteptat al acestui video, în care alegem totuși tirul. Ne uităm frumos la Scania și avem acesta, 117.000 de euro, 370 de cum fac să intru în interiorul ei? Nu-mi dau seama cum văd în interior. Nu pot să o văd din interior? Configurație. Schimbă modul, acționă lumină, setare cameră, vizualizare, accesorii. Ah! Nu seamănă cu ăla. E navigație super mic aici. Îți dai seama, eu o să aleg acum și ce interior îmi place. Deci țin cont că ăsta are 370 de cai la 117.000 de euro. Iar volanul nu este din piele, navigația mică,
Da. Așa. Nu e nici urât, dar nici extraordinar, știi? Not great, not terrible. Ca să zic așa. Bun. Hai să vedem pe următorul. Am fost la Iveco. Iasă de Miveco. Boșilor, pe Iveco îmi dă 450 de cai putere la 113.000 de euro. Și la 144.000 tot 450 de cai. Bine, ăsta arată mult mai bine. Ăsta trebuie să mai împrumut în bancă să-l iau. Dar aș vrea să-l văd pe ăsta. Dar nu pot că e prea scump. Dar de ce nu mă lasă să-l configurez? Nu mă lasă să-l configurez? Nu mă lasă să-l configurez, mă. Pentru că nu aveam acces la el. Necesită nivel 12. Ăsta am acces la 157.000. Hai să-l vedem pe ăsta. Configurați. Mamă, dar cum arată ăsta? 310 cai. Stai că acum îmi dau seama despre ce e vorba aici. Eu am voie să-l iau pe ăsta la nivelul la care mă aflu. Doar cu 310 cai. Pe ăsta cu 450 nu, când am nivel 12. Și mai pot să-l iau pe care? Pe ăsta la 157.000. Și dacă duce la configurație, e frumușel, mă. E frumușel. Tot navigație mică. Volanul tot nu e din piele. E mai drăguț parcă decât Scania la interior. Așa mi se pare mie. Dar este foarte scump față de Scania. Și este mai prost. Adică are 300 cât zic, care, mă? Triste 10. Vai de capul meu. 310. Ia dacă fac așa, vedeți tot. Mai am și altele? Nu, ăștia două sunt. Oh, aleleu, aleleu, aleleu. Bun, mai aveam parcă man. Nu, asta e tot Iveco. Ah, ok, e același lucru. Bun. Manul aparent nu l-am descoperit pe aici. Și hai să vedem totuși. Merțanu. Bineînțeles că ăsta începe cu 320. 421. Da, ca și disponibilitate, doar primele două, ca și la toate de altfel. Și avem la 118.000, la 421 de cai putere, atenție dragilor, rezervorul este cu 150 de litri mai mic, parcă la avea 1300, da, și ăsta are 1140. N-ar fi o problemă. N-aș considera-o. Hai să vedem interiorul. Mai frumosel Iveco. Cred că și la ceasuri, și la bord, și la volan. Dar navigația asta este mai mare. E destul de drăguț așa în partea dreaptă cum este. Hai să vedem. Hai mă că ăsta. Gata. Merțanul lor. Asta a fost. Îmi pare rău. Nu vă supărați pe mine că nu iau Scania. Că eu știu că mulți dintre voi sunteți fan Scania. Vă rog, nu vă supărați pe mine că nu iau Scania. Dar îmi place mult Mercedesul ăsta. Deci îmi place cum arată și în exterior. Interiorul nu-l displac. Dar n-a ce să fac la volanul ăla. Bun.
Iau cu ăsta, restul nu mai am ce să iau de aici. Nici de aici. Și asta transmisia. Mai trebuie încă 16.000. Cred că mi-o permit. Cred că mi-o permit. Asta e volan pe dreapta, nu mă interesează. Da, nu, o să iau asta de 10.000. Ah, stai mă, dar de ce să iau? Ah, că asta mi-o dă așa. Și eu vreau personalizată, vă dați seama că vreau personalizată. Arată bine, mă. Arată bine. Arată bine. Ce-am făcut? Come on! Don't be like that! Bun. Și ce trebuie să-i fac? Salvează culoarea ca predefinită. Bun. Bă! Asta. Alo? Aplică culorile predefinite. Așa, bun. Așa, bun. Mamă, mamă, ce e aici? N-am... Aș avea, dar nu-i văd rostul. Cred că pot să mi le pun și după aia, băieți. Nu-i așa? Asta am. Dar normal. Pare rău că nu pot să scriu... cu 2 de L, atât îmi permite, dar cum să nu? Cum să nu? Așa, ăștia nu sunt disponibile, nu sunt disponibile, nu sunt disponibile, n-am altceva ce să pun aici, că n-am nivel destul de mare. Ăsta e mai mare sau este doar culoarea? Nu, luăm standard, că nu e nicio diferență. Și anvelope de și de. Vai de curul nostru, de și de. Alunecăm și să și aude se și farurile nu putem să le schimbăm. Asta de jos nu ne trebuie. Nu ne trebuie nici ăștia. Suntem bine cu asta. Nu, cam asta e. Cam asta e mașina. Suntem interiorul. Asta spun numărul, nu-mi doresc. Ce e asta? What the fuck is this? Modul în care ce? Nu știu ce vrea de la mine. Bordul? Să mai adaug lucruri în... Nu știu. Nu, ajunge la... Deci dacă vreau să iau pasta, stai mă că nu înțeleg dacă e 16.000. Examinare, modificări. Pam, reducere, ce naibii? Vopseaua costă 5.200 de euro. Adică pot să-mi o permit? Păi și mi-am luat cu tot ce am vrut. Am pus și transmisie. Nu ar trebui să-mi apare aici ca și... Stai mă, să mă uit odată. Asta e bifat, asta e bifat, asta e bifat. Asta e bifat. Asta e bifat. Da, mă, ăsta e prețul. Ăsta este prețul. Și... Trum!
mulțumim pentru că ați venit la primul camion la unitatea noastră. Vă așteptăm să ne mai vizitați. Am luat primul nostru tir, dragilor. O să mergem imediat. Mamă, dacă am făcut videoclipul ăsta, ești nebun. 45 de minute. Cred că trebuie să cumpăr garaj, dar nu mai am bani. Nu mai am bani să-mi cumpăr garaj. Dar... îmi place. Serios, de nu îmi place. Nu-mi plac scaunele foarte mult. Bordul îmi place că e crem. Nu e așa rău. Nici ăsta. Nu-mi place că sunt... separate acele de display, dar îmi place de numai pe culoarea exterioară. Îmi place navigația, deci îmi place mult navigația. Și cam ăsta este tirul nostru, dragilor. Arată bine, deci n-am ce spune, arată bine de tot. Dragilor, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și de asemenea, dacă vreți să vedeți mai multe, un subscribe și să aprindeți clopoțelul pentru notificări. Dacă ați văzut în ultima perioadă, YouTube nu prea dă foarte bine notificări respective, dacă vreți să primiți notificare 100% și sunteți utilizatori de Discord, nu uitați să intrați pe Discordul meu pe care îl găsiți în descriere, iar acolo puteți să dați mute la toate canalele ca să nu vă deranjeze cu spam și notificări și doar să lăsați postări striker-ul, iar dacă lăsați doar postări striker-ul o să fiți notificați de fiecare dată când eu postez ceva, când intru live, când postez un videoclip nou și chestii de genul ăsta, astea sunt notificări 100% să le primiți. Și de asemenea nu uitați că am și un Instagram unde puteți să dați follow. De asemenea îl puteți găsi și pe el în descriere. Acolo pun story-uri, poze cu ce fac, pe unde sunt, ce mănânc câteodată, ce mai găsesc prin magazine, chestii pe care le puteți vedea. Până data viitoare, eu vă mulțumesc mult de tot că a stat până la final. Vă mulțumesc mult de tot că a stat până la final, că sunt 47 de minute. Sunteți cei mai dragi mie, sunteți extraordinari. Vă mulțumesc mult, ne vedem data viitoare, dragilor. Ciao, les!